Bună seara la toată lumea! Am revenit și eu acum seara. Ce ochi am în cap. Așa am rămas de la gripa asta. Azi am făcut o căniță cu legume din pepte la curcan. Pulpă de curcan. Ce să vă mai arăt? A ieșit bună. Așa e. Uitați. Pieptul ăla de la curcan l-am băgat așa și am făcut cu legume, cu fasolică, cu mazăre, cu de toate. Da. Ei acum s-au mutat. Să facă și ei un grătar, uleiul. Alina a cumpărat pui, muști și faci grătar la ei acolo. Nu mai faci grătar. De ce? Că nu e gărbun, nu e alea, nu patrona de gărbun să face carne așa, iunea. Păi Aline, eu arzătorul, legat la butelie, cum? Ha? Păi mai erau cărbuni cu ăla în grătar și mai e și în colț, acolo în sac. Și atunci? Îl face? O să facă eu, cu tot carne de legume. Nu. Vai de cap. Am fost acasă, acum am venit cu Leonardo, am mai ieșit și eu cu Leonardo, da? Ale n-am vrut să meargă cu noi, au strămânat acasă și acum am venit din noapte afară. Dar să văd că n-am făcut, mă gândeam că am făcut grătarul, dar... Ale s-a supărat acum... Nu știu ce vor să facă. Văd că a cumpărat și piperi și... Pui! Băi, pui, mușchi! Mamă, cu doar pui de mare. Dar chiar așa e, atât de mare. Ce pui mare, e chiar mare greu. Și s-a luat de ăștia. I-a plăcut de ăștia așa, așa cu mâine, cu fel de puțin și cu mutat. Am făcut o cărniță aia, am făcut omletă, au mai mâncat, Alice a mâncat de două ori din tocana asta, pentru că am plecat și am lăsat farfurii aici. L-am lăsat la masă, de fapt. Am mai lăsat din ea și am mâncat un iaurt. Acum Leonardo a luat la poartă. A luat la poartă. Azi am șters bine pereții la gaz, la hotă, am spălat ăștia, acum s-au scurs. Am șters hota, am șters așa pereții ăștia, dar vine cu soluție, la ladă, le-am tras în coace, frigiderul și cu ladă, aia mică. Dar frigiderul ăla la gaz nu l-am tras. Cum? Nu. Am uitat. După aia m-am gândit că trebuie așa să tras. Să spăl după el? Nu. Ce mai face? Și acum s-o pună așa la loc. Și trebuie să ies afară, să vedem ce fac copiii. Ar fi pus în loc un pic acum la noaptea. Dar ce să văd? Dacă s-a oprit de să văd un pic la poarta aia, cu ce e afară? În ziua de mătru. Deci așa s-a pun. Ei și-au făcut bucătărie oamenii în casă. Au făcut și ei ca mine. Râdeau de mine. Gata. Acum e curată. Frumos. Am să-l fac curat ca să nu am să le mai fac. Să nu le las așa, că dacă se adună și pe aragaz, orice, dacă lăsăm așa, nu sunt mai altă dată. Am să le fac curat, să le mai șterg mai des. Am spălat, am făcut hainele, pregătim la copii. Că nu prea se schimbă când vin de la școală. Rămân nici. Trebuie să punem altele de mână, să fie uscate, nu prea să mai usucă cum trebuie. A venit frigul, gata. Nu mai e acolo. S-a schimbat vremea și gata.
tot curjatul pe aici, pe lângă ăsta, dar nu știu de ce curjatul a dus la curvă ta. Bună, Isa, bună! Bună! Mi-a făcut și curățenie de tip aici, în spate, la mine. Am măturat, am mai făcut niște modificări, am mai mutat masa. Am dus aragazul în făișor la locul lui, aveam un aragaz de masă. L-am șters și l-am dus acolo în făișor. Tot ca să... În fac treburile, nu că de plictiseală. I-am măturat frumos, am făcut acolo, mai mutai oalele, postava ce am avut acolo, ligheanele. Le-am mai pus în loc, că nu-mi convenea mie și așa. Trebuie să ies după copii. Și vreau să mătur un pic, dacă să vedeți, dacă s-au prins becurile. Trebuia un pic să dau cu mătura, dar... Mătur și mătur în bătaie de joc. Să știți că pastilea iau în tuna. Pastilea așa mai iau în tuna, încă nu mi-a trecut, dar oricum nu mai sunt așa de rău. Vă să le scol după aia, ultima dată. Măcar aici în casă să vedeți și mai târziu. Nu pot să stau fără pastilea, acum și Alina a luat-o. Și tot așa i-am dat și lui. Dar nu trece așa ușor, nu-i de glumă. Curățeala asta nu-i de glumă. Avem aici numai medicamente de toate felurile. Toate felurile. O să mai ținem pentru... Mai ținem coșul pentru un măr și două jumătăți, n-are rău. Ăsta sunt cea lui copil. Mi la școală și lapte. Laptele tot ei bea. Le un adă mai mult. Cum vine cu el, cum îl bea tot el. E laptele lui. Eu mă bucur atunci când vă aducem. Păi vezi, zic, dacă te duci la școală, când ne aduci lapte, ne aduci de toate. De acolo bunătăți. Să-ți spăra limba. Deci nu lăsa să facem la noi, aici să luăm cărbun. Nu știu ce are. Patrona vrea la ea. Atâta prostia un cap, eu am luat gripa de la ea. A luat-o Mihaela de acolo și vă dați seama că după aia am luat-o și eu. Ea ce zice acum? Ea să nu se ducă nu știu ce Mihaela, să stea lângă leu, că e de gripa. Și ea încă este, nu este vindecată. Dar numai așa fac ei. Cum dată mi-a lucit tot așa, deară, să nu ia fratele ei gripa. Am luat niște mere foarte dulci, bune. Și așa că mi-am mutat aragazul aici, deja bărțineam acolo pe masă, nu avea niciun rost. Aveam usturoi, dar am măturat. L-am ales. Am ales de la căpățâne, l-am pus într-o pungă. Îl țineam în lădiță cu tot cu păile acelea. Ce? Mă, să ai dat cu bieta? Mi-a era cu bieta. N-am ales, pe mine nu m-a lăsat. Vai de mine. Adică la florile și-a căzut o grămadă de semințe de era. Trebuie să le aduc cu mătura. Acum nu mai trec. O grămadă. Și se aruncă în rontul. Nu frunzele, acelea ceva negru. Sămânță. Rider zace numai în rontul meu cu flori. Numai în rontul meu cu flori. Uite, a vărsunat și ăla cu noi. Rider, nu mai pleacă Rider, a prins dragostea ci. Unde ce au ieșit? Acolo la grătada, acolo să toate cărbunul din ăla. Mai era școlile, luați. L-a luat. Să-i grăbiți. Nu știu. Că trebuia să iau un sac de la bar aici. Și acum? De fapt, unde îl face? Pe ăla mic? Da. Grătarul mare acum, a? Nu-i din grătarul ăla. Degeaba.
Eu și-a pus încălțămintea sus pe geam. Dar de ce s-a certat cu Ion? Să nu-i mai fură bidonele. Dacă nu-i ieși Ion să trăiască măcar. Am plecat Ion, a chemat poliția. Doamna poliția. Păi cine a chemat poliția? Leo. Mă, ce-i? Uite, urlam eu apă, mi-a ducea și mie apă iar. Nu era bun în curte. Vedea, mi se nu știe. Poliția, în curte, mai făceam. Avem numărul meu. De unde? Și dacă le-a eu pe Ion, să supăr Leo? Eu îl trebuie să de unde Leo? Ha? Unde e numărul? Păi să nu le-l pui să doarmă. Că doarme la ei în bucătărie. În casă la ei și de când îl vede, scoate afară iar. Da, face mai rău. Raidul l-a făcut forile plafă. Zace în grămadă acolo. Zace cu raidul de afară. Păi ce nu mai scap de raidă? Nu, să-și ia cu tuna câinele. Să-l ia cu ea unde, să duce să-l ia și pe el. I-am, mai devreme i-am strâns cu noi la albatona de la răzbunat și uite-l acum iar. Da, să-și ia domne câinile, ce l-a lăsat pe capul meu. Nu știu lea cu ea. Au. Iar mă gândește mințe, de unde l-ai luat? Doamne ferește! Mai numai că-mi scrie toată prerul. Toale ce zici? Nimic. Ești bine? O, 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 hai gata, nu vă mai duceți acolo, gata, stați aici. În curte aici, hai da. De ce? Nu știu, să păi tu știi ce m-am speriat? Cum s-au zis? Ha? Am zis că mor, gata. Vin și tu, bă. A, crezut că nu mai chema. Nu mai chema, stau la ei la poartă. Puteți să duc în liceu. A, am mai mai buscă. Măcar acolo, la apă. Păi și eu. Și Ion e fugărit pe la acolo, pe la tandinuța. Ce? E fugărit, Ion, auzi. De ce? Au chemat poliția să scot afară. Și pe? Și tu și? Ha? Și? Dar ne aducea și nouă ceva, mai aducea și nouă, ne ajuta, stătea cu noi. Se vorbește cu el. Pe unde îl pun să doarmă, că dacă aveam eu camere mai mult e jos. Hai să-i facem lui Ion sub șofru coloșa, unde era centrala. Băi, era firul la un centimetru. Am făcut loc, acolo am luat masă, am făcut loc. Direct la scară, Aline. Ha? Păi ce să-i pui, că n-ai canapeaua din garaj trebuie. Nici n-are pe unii să vină prin spate, stare pe crenși. Da. Unii l-a pus Iliucă. Ilie ne-a pus moila de crenși, Aline l-a închis acolo. Ne-a închis de tot, Ilie ăla. Care a băgat oalele murdare în beci, tăvile toate, murdare, polonicile, de inox, paletele. Toate împuțâte, știi că am dat atunci detergentul ăla să spele și l-am plătit și... Când m-am dus să caut de săptămânia, acum nimic nu era spălat. Toate sunt murdare, și ligheanul de cocă, tot. Toate murdare, mă, vrăjeală pe față. S-a dat ăla detergentul bidonul ial, am terminat. Minciună! E minciunos, idiot ăla. Stătea în beci și el pe telefon, nici la WC nu se ducea. Se ducea în beci. Era lene, acolo era răcoare. Uite, a venit frigul, mi-e frig acum. Lasă că i-a dat banii, că e un jegos. Nu e ea divină. Își bătea joc de ea. I-am zis, Ilie, de ce faci așa? Așa merită patroana să-mi bat joc de ea. Așa merită, zicea. Și cu covoarele alea când le-a întins prin curte și le-a lăsat ude prin curte întinse, nespălate. Și am zis, de ce faci așa? De ce nu le speli bine și îți bat joc? Așa merită patroana. Vei, păi tu la ce mai cer bani la ea? Zici, și la ce mai vii să-mi curs? Bătaie de joc. Pe Ion, dacă le-au în casă, îmi bea toate sticlele din bar, și de jos și la etaj. Și îl găsesc în comă. Am și eu de toate acolo, țuică, ălea, sticlele. Dacă eu îl iau pe Ion la mine, golește tot barul. Da. Trebuie ascunse, băgate în seif sticlele. Băgate în seif, nu? Da. M-am gândit să-i fac camera acolo sub scară, să scot ălea. Și barul aproape cu băutură. Camera e băgată după bar. Să
să-i gulezi barul, să gulezi barul să fie troacă fără nicio spică. Și dacă vine cineva ceva, să nu-și la etat, să scoți o prăjitură. Să-l pun pe Ion. Și niciun nu se duce la afară la toaletă. Mai bine, așa, face acolo, direct. Nebun. Vă mulțumim, să aveți o seară plăcută.